L-am cunoscut și ca realizator de emisiuni de televiziune. Începând cu anul 2000 până în anul 2008, în fiecare post mare și nu numai, și în preajma sărbătorilor Maicii Domnului, îl chemam pe Părintele Teofil la o emisiune pe care o moderam pe plan local în Sibiu și care avea un format destul de mare, de aproximativ 3 ore în transmisie directă. O oră și jumătate Părintele vorbea, ținea întotdeauna în mână un mic reportofon unde își înregistra la rândul său convorbirile, discuțiile, discursul, iar apoi răspundea la telefoanele telespectatorilor. În vremea aceea se luau telefoanele în scris, pentru că foarte mulți telespectatori doreau să pună întrebări de toate felurile, de toate genurile. Părintele răspundea la toate, de fiecare dată cu zâmbetul pe față, dar la un moment dat se oprea și spunea câte o poezie. O telespectatoare i-a spus că ruptul capul nu se poate ruga așa cum își dorește. În timpul rugăciunii îi vin gânduri foarte multe și că îl întreabă dacă mai este cazul să-și mai facă pravila, canonul pe care îl primise de la duhovnic. Părintele Teofil a zâmbit, mi-aduc aminte, cu fața luminoasă și a spus: apoi, dragă doamnă, să știți că și eu când mă rog, mai vine în minte așa câte o poezie. Și mă opresc din pravile, din canon, spun tare poezia, ca să audă și Dumnezeu, și apoi spun: așa-i, Doamne, că a fost faină. Acesta era Părintele Teofil. Așa vorbea, așa răspundea, așa făcea viața duhovnicească posibilă, elastică, aducea Duhul Sfânt în proximitatea inimii, pentru că întâlnirea cu Duhul Sfânt să nu pară una dificilă, să nu pară un urcuș pe Golgota. Părintele Teofil, de aceea, de fiecare dată când se întâlnea cu un credincios, îi știa numele, nu trebuia decât să spui să rămână Părintele Teofil sau blagosloviți, imediat te recunoștea. Asistam la nenumărate întâlniri în Sfânta Mănăstire Brâncoveanu, când veneau oameni și oameni care spuneau doar atât: Doamne ajută, să rămână Părinte. Și el se bucura, le spunea pe nume, îi lua în brațe, îi întreba despre cutare și cutare, ce mai face părintele din satul respectiv sau din comunitatea respectivă sau alți credincioși pe care el îi cunoștea. Era fabulos din acest punct de vedere. Părintele Teofil, ca fel de a fi, era un om foarte odihnitor. Odihnea oamenii și de aceea prezența lui, cred, era foarte căutată. Oamenii își doreau mult să fie în preajma părintelui, pentru că era o binecuvântare și era o odihnă, transmitea o odihnă și o pace sufletească. Mai ales în vremurile noastre, cred că această capacitate de a-l odihni pe cel de lângă tine este un mare dar de la Dumnezeu. Iar Părintele Teofil și-a lucrat foarte mult acest dar, de a fi odihnitor de oameni, de a da efectiv cu multă putere, de a transmite pace, siguranță, mângâiere, asumarea cu anumită blândețe a neputințelor oamenilor. Nu în sensul în care făcea compromis. Părintele ne spunea clar ce avem de făcut, dar era îngăduitor cu neputințele oamenilor. Mi-aduc aminte, în mod constant, cita o vorbă de-a părintelui Arsenie Boca, la rândul său acesta spunea, ca preot slujitor, că trebuie preotul trebuie să fie atent, îngăduitor, cu asumator cu ceea ce înseamnă neputințele omenești. Nu în sensul de a-l legitima sau de a-l încuraja, dimpotrivă, dar în același timp foarte părintesc. Era foarte, foarte părintesc și de aici
foarte ușor te puteai deschide și sufletește, puteai să dai mărturie până la urmă de mișcările cele mai adânci din suflet, de ceea ce ținea de intimitatea sufletului propriu. Aș vrea doar atâta să vă mai atrag atenția că rugăciunea aceasta, deci e un mijloc de apropiere de Dumnezeu, de fapt, nu-i toate rugăciunile, adică nu se poate spune că dacă faci rugăciunea aceasta ți-ai împlinit datoria chiar de rugător. De ce? Știți de ce? Pentru că această rugăciune de cerere, ori noi rugăciunea fiind vorbirea minții cu Dumnezeu, noi trebuie să-i spunem lui Dumnezeu și altceva decât să-i cerem să ne miluiască. Și atunci putem spune și alte formule de rugăciune. Nu neapărat, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Putem spune și mărire ție, Doamne, mărire ție. Putem spune, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, mărire ție. Putem spune mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Putem spune, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Putem spune, mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Putem să zicem, pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru. Putem spune, toată nădejdea noastră spre Tine o pune, Maica lui Dumnezeu, păzește-ne sfânt acoperământul Tău. Putem spune și altceva decât, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și să nu renunțăm la rugăciunea bisericii, să nu renunțăm la textele liturgice, să nu renunțăm la îndatoririle de rugăciune pe care le putem împlini, pentru că rugăciunea nu constă dintr-o singură idee, ci dintr-un singur cuvânt. A vorbit despre Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de veșnică pomenire însemnează a aminti despre una dintre marile personalități ale vieții monastice din vremea noastră, din biserica noastră. Părintele Teofil Părăian a fost un om al lui Dumnezeu, a fost un om care a iubit mult biserica și în același timp a iubit mult pe credincioșii care alergau din toate părțile la poalele munților Făgărașului, la mănăstirea zidită de Constantin Brâncoveanu, mănăstirea Sâmbăta de Sus, pentru a găsi la Părintele Teofil un sfat, pentru a găsi o alinare la problemele sufletești multe pe care le aveau. Pe Părintele Teofil l-am cunoscut pentru prima dată fiind elev la Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, mergând într-un an acolo la hramul cel mare al mănăstirii, la adormirea Maicii Domnului. Era vechea bisericuță, rectitorită de Mitropolitul Nicolae Bălan și acolo la umbra bisericii, participând la slujba vecerniei și apoi la prohodul Maicii Domnului, am avut posibilitatea să remarc în soborul slujitor și pe un părinte ierodiacon care era lipsit de vedere, pe părintele Teofil. Sigur, n-am discutat atunci cu dânsul, abia mai târziu, după ce am ajuns student la Facultatea de Teologie și mergând despre la mănăstirea Sâmbăta de Sus, am intrat în legătură cu părintele Teofil, era și hirotonit preot între timp de către mitropolitul de pioasă amintire Antonie Plămădeală în anul 1983 și am legat, așa să spunem, o relație specială cu părintele Teofil Părăianu. Părintele Teofil era un om care era făcut special pentru ca să se întâlnească cu oamenii. Era o persoană care simțea durerea, simțea bucuria interlocutorului, motiv pentru care era foarte căutat și de cei tineri, dar și de cei bătrâni. Mi-aduc aminte că și din zona noastră a mărginimii Sibiului, părintele fiind și el mărginean din localitatea Topârcea de lângă Ogna Sibiului, mergeau des la mănăstire acolo și cereau sfat de la părintele Teofil. După ce am ajuns secretar la Mitropolia de la Sibiu, l-am cunoscut mai bine pe părintele Teofil, având în vedere că am și intrat în obștea mănăstirii Brâncoveanu,
și la recomandarea părintelui Arhimandrit Teofil Părăianu în 5 mai 1989. Iar după ce am fost episcop vicar la Sibiu, am colaborat frumos și fructuos cu dânsul, i-am cunoscut și alte laturi ale personalității sale și mi-a lăsat întotdeauna impresia unui om echilibrat, a unui om dăruit pentru viața bisericii, a unui om care era, să spunem așa, transfigurat pentru fiecare persoană care venea la el. Știa să se bucure de bucuriile credincioșilor, știa să plângă împreună cu ei și știa mai ales să aducă un balsam de mângâiere pentru sufletele care veneau de departe sau de aproape la el.